Am avut un sponsor care și-a arătat interesul de a ne sprijini în reabilitarea refugiilor de salvare montană. A dorit să deruleze acest proiect prin Salvamont Gorj pentru că a considerat că avem o imagine foarte bună, suntem o echipă serioasă și ne-a cunoscut și a spus prin voi vreau să derulez acest proiect și ținând cont de suma oferită, noi am propus ca să dezvoltăm acest proiect la nivel național. Și în acest an vom amenaja circa 12 refugii montane. 3 dintre ele le vom monta și le vor beneficia și de panouri solare. E vorba de acele 3 refugii panoramice care sunt montate în Harghita și care arată excepțional. Dar ne-am adresat și celorlalte echipe din țară și s-au înscris în acest proiect județele Argeș, Mureș, Harghita, Covazna, Brașov. Deci avem o distribuție destul de mare în teren. Pentru Gorj vom încerca să amenajăm posturile Salvamont de la Runcu și cel de la Vârful Păpușa. Încercăm să le aducem la un nivel foarte bun. Au trecut deja 11 ani peste ele și considerăm că merită puțină reamenajare și credem noi că prin acest proiect vom reuși să dăm o nouă față și o nouă utilitate acestor refugii, o mai bună funcționalitate și condiții mult mai bune pentru cei care le folosesc, deopotrivă turiști sau salvatori montani. Practic vor avea și curent electric, dar pe panouri. Da, cele care nu au curent electric vor avea panouri fotovoltaice și turistul va avea posibilitatea să-și încarce un telefon, să-și pună bateria de la, sau acumulatorul de la lampa frontală de iluminat. Deci vor fi câteva facilități plus lumină în imobil. Pe cât se va întinde acest proiect? Adică în cât timp ar trebui să fie... Cu siguranță îl vom termina în această vară. Deja foarte multe echipe s-au apucat de renovarea lor și practic sunt mici reparații care se fac ca să le aducă la utilitate. Avem, de exemplu, câteva refugii care au ieșit din iarnă cu ușa sau cu ferestrele rupte de viscol și atunci ele necesită lucrări mai mici sau mobilierul, acel mobilier minimal care există înăuntru, a fost distrus datorită zăpezii care a intrat în refugiu, fie că turiștii au lăsat ușa deschisă, fie că viscolul a rupt ușa sau a spart fereastra și atunci facem aceste reparații astfel încât refugiile să fie funcționale.